Procurorii spun că victimele care aveau 65, respectiv 29 de ani, încă trăiau când au fost abandonate. Doar doi dintre suspecți își recunosc faptele, al treilea susține că el nu a participat la bătaia care a dus la moarte. Ion și Constantin Pântece au mers duminică dimineață la o stână vecină unde aflaseră că sunt cei 6 cai ai lor, dispăruți de mai multe zile. Familia victimelor este șocată și în momentul de față și nu-și poate închipui cum ucigașii au fost în stare să facă asemenea fapte. Nu am cuvinte, m-a ninorocit. Ce să vă mai spun mai mult? Se merita așa pentru niște cai să... Și neavând nimic cu ei, niciodată n-am avut nici conflicte, nici nimic. S-au dus la 6 dimineața, doar ne-am sculat din pat și au întrebat unde-i caii, nu i-a văzut. Și i-am căutat și nu i-am mai găsit. Ce merită oamenii? Ce le-a dat legea? Să le dea cât mai mult. Cât mai mult să stea arestați. Cei trei ciobani acuzați acum de crimă, spun procurorii, au asmuțit mai întâi câinii asupra vecinilor veniți după cai. Apoi când tatăl și fiul erau la pământ, au tăbărât cu parii și topoarele. Când victimele n-au mai mișcat, au plănuit să scape de trupurile lor. Suspecții sunt trei frați de 18, 22 și 32 de ani. Unul dintre ei a fugit imediat după întâmplare, dar polițiștii l-au găsit și l-au încătușat alături de ceilalți doi. El este singurul care încă nu recunoaște fapta. Ceilalți au povestit cu lux de amănunte cele petrecute și astfel au șansa unei pedepse mai blânde. Dar de ce ați făcut-o? No. Cine a fost cu ideea? Cine a dat primul? Cine a dat primul? Mama, că m-am dat ei. Dar de ce n-ați anunțat și la ea s-a aruncat? Vă pare rău? Ne pare. Cei trei frați au fost arestați pentru 30 de zile, cu toții riscă până la 25 de ani de închisoare.